Avem vreme caldă cu temperaturi de până la 21 de grade Celsius în unele zone din țară, dar spre finalul săptămânii vremea se răcește, apar ploi, iar la munte chiar la Poviță și ninsoare. Meteorologul Romica Jurca este alături de mine, vine cu prognoza actualizată pentru fiecare regiune în parte. Bună dimineața, la Bună ce dimineața. Să ne așteptăm în perioada aceasta? Vor fi temperaturi în continuare peste cele normale. Vineri, sâmbătă ar urma să pătrundă un aer puțin mai rece, dar și până atunci variațiile de temperatură vor fi când spre creștere, când spre scădere, în funcție de cât de acoperit sau descoperit, dacă pot să spun așa, cerul de nori. Astăzi contăm pe maxime undeva în jurul a 10 grade în Transilvania, unde este și va mai fi ceață mai persistentă, dar prin dealurile de vest, în partea de sud a țării și la câmpie, dar și în zona de deal, se pot atinge 20-21 de grade cu 18-19 grade în capitală. Și mâine, temperaturi ridicate, această scădere de vineri și de sâmbătă va menține un regim termic ușor peste cel normal, numai că abaterile pozitive de această dată față de normal ar fi ceva mai mici. Această scădere de temperatură ar însemna mai multe valori negative la munte, apoi când norii se răresc, temperatura la limita de îngheț să fie și în zone mai joase de relief, bunăoară în depresiuni. Dar la Poviță și ninsoare anunțați. Da, precipitațiile vor fi extrem de puține, ceața va fi de bază, ca să spun așa, în zonele joase de relief, iar de la finalul zilei de joi până sâmbătă dimineață, un front atmosferic ar urma să aducă ploi în vestul, nordul, centrul țării, apoi și în regiunile sudice și de sud-est, urmând ca sâmbătă acestea să înceteze, timp în care este și această scădere de temperatură, așa încât, odată cu scăderea de temperatură, ploile să se transforme la Poviță și ninsoare, dar doar trecător, pentru că ele, precipitațiile în sine, nu sunt de durată și acea transformare va avea loc mai degrabă la înălțimi foarte mari, undeva peste 1800-1900 de metri, în niciun caz nu se va depune strat de zăpadă. Tot vineri, sâmbătă, un vânt mai alert în câmpia de vest, în câmpia română, dar și în partea de răsărit a țării. După aceea, vântul va fi în general slab, precipitațiile vor lipsi, ceața va fi practic la ea acasă, în special în cursul dimineților, tot în zonele joase de relief, în lipsa vântului. De altfel, ceața este un fenomen specific anotimpului în care ne aflăm, dar este și foarte, foarte multă secetă, care va persista și se va prelungi. Mulțumim frumos, vă așteptăm oră de oră. Sigur. Cu informații despre cum va fi vremea.